dacă ești om sucit, să știi că o să mă mărit și-ai să umbli mult și bine. Stimați telespectatori, bună ziua! Am început cu această frumoasă melodie interpretată de cântăreața noastră, marea noastră cântăreață vlășceană, doamna Doina Cernea. Satul românesc și satul giurgiuvean este, așa cum spuneam de atâtea ori, este locul unde s-au născut oameni de mare caracter, oameni cinstiți, oameni care au reprezentat și reprezintă satele lor, comunitățile lor, cu multă dragoste și cu mult respect față de locurile natale și față de localnicii de acolo. În emisiunea noastră de astăzi avem plăcerea și onoarea să avem un om al județului, un om al satului giurgiuvean, un om care s-a născut, a crescut, a trăit o perioadă lungă de timp într-o comună frumoasă, într-un sat frumos al județului Giurgiu. Este vorba despre doamna deputat Liliana Ciobanu. Bună ziua, doamnă deputat, și vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre. Bună ziua, vă spun și eu dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și vă mulțumesc mult pentru invitație. Doamnă deputat, spuneam că emisiunea noastră are un titlu sugestiv, se adresează cu preponderență oamenilor din mediul rural. Dar dacă facem așa o extrapolare, mulți din cei care locuiesc astăzi în orașele județului nostru își au originea sau au rădăcinile în satele și comunele județului nostru.
V-am invitat nu neapărat în calitatea oficială pe care o aveți, în responsabilitatea de, marea responsabilitate care o aveți de parlamentar al României, dar v-am invitat pentru că sunteți un om al satului Giurgiuvean, cunoașteți foarte bine realitățile satului Giurgiuvean pentru că veniți de acolo, ați trăit acolo, părinții dumneavoastră sunt acolo și eu sunt convins că energia pozitivă pe care o aveți își are sorgintea din locurile natale. Suntem la început de an. Am încheiat în 2014 cu bune, cu lucruri mai puțin bune și v-aș ruga în câteva cuvinte, dacă puteți să faceți o scurtă radiografie a lui 2014, dacă puteți să vă referiți în mod special în plan profesional. Da, ați vorbit, ați făcut așa o amplă introducere. În primul rând vreau să spun că mă mândresc că m-am născut la sat. Îmi place foarte mult și de fiecare dată când am ocazia să merg acolo, să-mi încarc bateriile, așa cum și dumneavoastră a spus, sau vorbesc cu oameni care vin de acolo și mai aflu noutăți din lumea satului, noi spre norocul nostru sau poate spre dezavantajul nostru, fiind un județ mai mic și neavând foarte multe orașe, de fapt singurul mai mare este municipiul Giurgiu, după aia Bolintin și Mihăilești, nu pot să spui că sunt mari orașe și foarte dezvoltate în județul nostru. Deci, na, toți ne-am născut la țară sau la sate. Revenind la întrebarea dumneavoastră, anul 2014 a fost un an greu, a fost un an cu foarte multe așteptări. Au fost și lucruri pozitive care s-au întâmplat în activitatea mea, au fost lucruri și mai puțin pozitive, să spun așa, sau n-au reușit fi puse în practică anul trecut. Dar am speranță și totul cred că o să meargă spre mai bine. Ce s-a întâmplat în viața politică știți cu toții foarte bine. Am avut alegeri prezidențiale, asta cred că a fost evenimentul cel mai important și până la urmă asta ne-am dorit cu toții, să fie o schimbare, ea s-a realizat, acum așteptăm cu toții această schimbare să fie în bine pentru noi români. Da, într-un fel mi-ați anticipat întrebarea, chiar vreau să faceți referire din punctul dumneavoastră de vedere care ar fi fost cel mai important eveniment care s-a petrecut la nivel de țară în 2014, care ar fi cel mai important eveniment care s-a petrecut în 2014 în cadrul județului nostru. Pentru că la nivel de țară înțeleg că v-ați referit că au fost alegerile prezidențiale. În județul nostru ce credeți că s-a întâmplat în mod special? Da, din păcate nu avem așa foarte multe pe care să ne lăudăm. Este un lucru bun că la nivel de municipiu, de exemplu, s-a realizat definitivarea construcției la liceu Maiorescu, ceea ce ne doream cu toții și îmi aduc aminte că ani de zile au fost ample discuții pe acest subiect. Faptul că acum copiii învață în liceu în condiții normale este un lucru bun și asta nu pot să spun decât că îi laud pe cei care au avut aportul în atragerea fondurilor pentru a le definitiva. Mai puține lucruri bune pot să spun la județ. Oamenii așteaptă investiții mari, care din păcate nu or să mai vină, pentru că știți, noi când am ales să fim în democrație, nu am fost sau n-am știut că odată cu democrația va veni și liberalizarea tuturor și a meseriilor și a prețurilor și a și atunci ne-am asumat și acest fapt să dispară ceea ce înseamnă industrie mare sau la nivel macro tot ce era. Da, o să discutăm un pic mai târziu de acest subiect, ce s-a întâmplat cu industria din județul Giurgiu. O să legăm de prelucrarea produselor agricole. Dacă de fapt aș vrea să vă completez părerea mea că la nivelul județului nostru, dar la nivelul întregii țări, cred că
evenimentul cel mai important, că în această țară a fost liniște și pace în 2014, că oamenii, așa cu multe, multe neajunsuri, au putut să treacă peste ele, atâta timp cât există liniște, cât există pace și cât există sănătate. Într-adevăr, dumneavoastră ați specificat foarte bine în municipiul Giurgiu, cred că evenimentul anului și din punctul meu de vedere, poate sunt subiectiv, a fost finalizarea lucrărilor de reabilitare a liceului Ion Maiorescu. Sigur, trebuie să aducem toată lauda celor care s-au implicat aici și nu au fost puțini, dar s-a dovedit că oamenii, atunci când sunt solidari, depășesc aproape toate greutățile care se ivesc. Trebuie să aducem un cuvânt de laudă și mă simt obligat să-i pomenesc numele. Este vorba de Liviu Mușat, directorul de la Direcția Regională Sud-Muntenia de la Călăraș, care alături de municipalitate a contribuit foarte mult la finalizarea acestui, adică practic s-a câștigat acest proiect și s-au terminat lucrările cu ajutorul lor. Da, știu, era până la urmă soluția cea mai bună și eu cred că trebuiau făcute de mai mult timp aceste demersuri de a opta pentru fonduri europene sau pentru un sprijin de la Ministerul Dezvoltării sau, cum este și aici cazul, Sud-Muntenia, pentru a finaliza. Pentru că totuși este o investiție destul de mare și atunci eu sunt convinsă că municipalitatea mai greu își permite să investească într-un edificiu atât de mulți bani. Mai ales că nu suntem un oraș foarte dezvoltat, asta trebuie să o recunoaștem. Din păcate, din ce în ce mai ne strângem, cât să ne Da, este un paradox ce se întâmplă cu județul nostru. De ce este pe un loc codaș? Ca să spus-o și îmi pare rău că tot repet, eu am spus că Giurgiu parcă în ăștia 24 de ani de la Revoluție încoace n-a avut parte de oameni care să-și iubească locurile astea, care să-și facă ceva, să rămână ceva. Sau dacă au fost puțini. Nu a fost chiar și, aici mă refer la politicul din Giurgiu, domnule, atunci când ești în campanie, într-adevăr, ne războim, ne strigăm sau avem de expus programe fiecare pe-a lui, dar după ce a trecut campania, haide să facem ceva, să dăm mână cu mână, cum ne spune și nostru, și să facem ceva, într-adevăr, pentru comunitate, pentru oameni, pentru că altfel, uitați unde am ajuns. Da, într-adevăr, este un județ mic, dar de multe ori și eu aveam să constat în activitatea mea când am făcut politică că este un județ cu multă patimă, cu multe orgolii și de multe ori oamenii care au condus și conduc acest județ nu au reușit sau nu reușesc încă să își dea mâna pentru interesele majore ale locuitorilor din județul nostru. Din păcate, pentru locuitori. Clar că da. Ei au fost primii care au fost loviți, noi toți, că și noi suntem locuitori ai județului Giurgiu și fără niciun dor și poate suntem intrați în aceeași. Este un paradox, doamna deputat, că noi, ca și așezare la Dunăre, port, distanță mică de București, acest drum expres care ne leagă cu capitala, Vama care face legătura cu Orientul, terenurile județului Giurgiu care sunt de bună calitate. Te și mire câteodată de ce acest județ a rămas la un nivel foarte scăzut ca și grad de dezvoltare, pentru că vorbim de satul giurgiuvean. Cunoașteți județul foarte bine și sunt localitățile județului Giurgiu aproape că sunt la doi poli. Unele sunt bine dezvoltate, bine ancorate și aici mă refer poate la nordul județului și altele care sunt slab dezvoltate, ca să nu spun altfel. Eu chiar nu mai înțeleg, pentru că și fără să jignesc pe cineva, îmi vine în minte acum un exemplu și cu scuzele de rigoare, mă gândesc la Răsuceni. De ce Răsuceniu, care are un teren de o calitate excepțională, poate este terenul cel mai bun din județul ăsta, de ce această comună, dar mai sunt și altele,
a reușit cu ghilimele de rigoare să rămână la stadiul de... să nu se dezvolte. Dacă mergeți în, și ați văzut în Răsucen sau în Cucuruzul, din trei case, una este locuită și două sunt abandonate. Da, asta vreau să spun. Din păcate, pentru aceste zone, cum este și Izboave, Răsucen, Toporu, Stănești, adică sunt comune care din ce în ce sunt mai puțin populate. Tinerii au plecat, s-au mutat la oraș sau au plecat din țară, mare parte din ei, iar acolo au rămas oamenii în vârstă, oamenii pensionari care nu mai sunt în putere să poată să își desfășoare o activitate normală, nici să mai investească, nici să mai deschidă o afacere sau să se preocupe de altceva în afară de bătrânețea lui. În schimb, în satele și comunele din nord, cum a zis, din partea cealaltă, Bolintin, Vale, Florești, acolo populația este mult mai densă. Sunt comune de câte 6.000 de locuitori, Florești, Toineștiu și Ulm, și nu mai vorbim de Bolintin, Vale, care este oraș. Acolo, vedeți, tinerii au mai rămas în localități, au dezvoltat afaceri, a fost și o zonă mai aproape de București, a reușit să desfacă, să aibă o altă fel de desfacere și o altfel de deschidere față de cei care, din păcate, nici drumurile nu-i ajută foarte tare. Dacă mergem până la Toporu, dacă cineva vrea să ducă să vadă un teren la Toporu, face o zi, dus, întors, că trebuie să meargă cu 30 la oră, 40 pe drumul ăla de piatră care era făcut pe vremea Ceaușescu. Doamna deputat, ați intrat într-o zonă care, într-adevăr, este spinoasă pentru județul Giurgiu. Vă referați că sunt zone ale județului aproape depopulate și nu sunt puține localități unde numărul bătrânilor este foarte mare, numărul tinerilor este în continuă scădere, pentru că tinerii nu mai rămân acolo. Dacă vreți, este un lucru pe care eu cel puțin mă preocupă, că sunt un om care vin din mediul rural, îmi desfășor activitatea acolo și trăiesc acolo. Dar ce facem cu acești tineri care ar vrea să rămână acolo și, din păcate, parcă nimeni nu vrea să-i ajute? Da, a fost o neglijență a guvernelor anterioare, din câte am văzut. N-au existat programe speciale făcute pentru tineri. Un tânăr, dacă vrea să pornească în viață, dacă nu are un ajutor, un sprijin, dacă mai are și neșansa ca părinții să fie agricultori și să mai fie și pensionar cu o pensie minimă de 350 de ron, că știm cu toții că nu au mai mari pensiile, sunt foarte puțini cei din agricultură care au o pensie mai mare de pensia minimă de 350 de ron, nu are nicio variantă să-și deschidă o afacere, chiar dacă are viziune, chiar dacă vrea și are voință. Atâta timp cât nu-l ajută nimeni și cât nimeni nu-i dă un bold sau un impuls, nimeni nu poate să, el nu are cu ce să-și deschidă o afacere sau o microfermă, o plantație, orice ar însemna. Să-și cultive 50 de ari de porumb, că vrea el să-și facă pentru el. Nu are cum, dacă nu este ajutat și sprijinit. Din ceea ce știu eu și știți dumneavoastră că sunteți în măsură, sunteți de meserie agronom și știu că vă place meseria mult, acum pe programul PNDR 2014, chiar dacă noi acum suntem în 2015, dar vorbim de programul 2014, cu toate că așteptăm de un an de zile, mi s-au lungit ochii spre Uniunea Europeană, tot așteptăm normele. Și chiar aici fac o paranteză, pentru că într-un fel sau altul m-am făcut un pic de râs, să spun așa, pentru că am mers în 2014, în primăvară, la Vedea și m-am întâlnit cu mai mulți locuitori de acolo. Cred că 80% din cei prezenți erau tineri. Și le-am povestit despre acest program 2014-2020 și le-am spus în câteva zile, în câteva luni, în câteva săptămâni, în câteva luni o să apară normele și voi o să fiți cei care veți fi primii beneficiari al acestor proiecte. Ei, uitați-vă că am ajuns în 2015, mi-e jenă să mai merg acum în Vedea și să le spun, știți, și acum ne uităm spre Uniunea Europeană când or să apară normele pentru aceste programe. Bun, să revenim la ele. Aceste programe pe PNDR 2014-2020, foarte multe din ele sunt destinate tinerilor. O prima afacere, un startup, o microfermă, ceva pentru agricultură, ceva pentru mediul rural, pe PNDR. Eu încurajez pe foarte mulți dintre ei să aibă curaj și să înceapă ceva, chiar și cu o microfermă de păsări, de iepuri, de porci, de habar n-am, nu știu de ce. Dar să pună mâna și să înceapă, pentru că sunt facilități pentru ei. Iar dacă nu avem curajul să facem asta, nimeni nu o să vină să ne bată în poartă.
haide să vă fac eu pentru, să fac eu pentru voi. Eu am uitat să spun telespectatorilor că dumneavoastră sunteți și membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Am participat la multe ședințe din cadrul comisiei și vreau să spun telespectatorilor că nu de puține ori ați luat cuvântul și ați susținut interesele oamenilor în general care locuiesc în mediul rural și ale fermierilor. Vorbeam despre acest nou PNDR, despre acest nou ciclu financiar 2014-2020. Așa este, sunt momente în care ești întrebat de oameni când încep proiectele, te întreabă fermierii, când încep proiectele, că noi suntem pregătiți, vrem să consultăm... S-a pierdut un an, din păcate s-a pierdut un an. Adică nu vreau să ne trezim în 2020 că, iarăși spune, absorție fonduri europene 40% în loc de 90%. Dar de ce nu din vina celor... Sunt oameni care vor într-adevăr să facă. Noi ca țară în acest ciclu financiar avem 30 de miliarde de euro. Da. Din care aproximativ 8 miliarde 9,5 miliarde ceva de genul ăsta pe acest PNDR. Deci, da. Ia uitați că sunt peste 30% înghite da, acest PNDR. Da, da. Vorbeam despre și spuneați despre cei din mediul rural, în special tineri, da, și alte categorii de vârstă care ar dori să-și facă o mică afacere din care să trăiască, nu numai el și cu familia lui, dar să producă și pentru piață. Clar. Ce facem că mulți nu sunt informați, mulți nu știu de unde să înceapă, cu cine să înceapă? Este o problemă. Nu credeți că ar trebui mai multă implicare din partea... Am avut o discuție săptămâna trecută cu domnul Marciu și fac o paranteză, am înțeles că astăzi a fost schimbat, îmi pare rău pentru dumnealui, și vorbeam de instituțiile care sunt în subordinea Consiliului Județean, instituții de specialitate, Oficiul Județean de Consultanță Agricolă, Direcția de Dezvoltare Rurală, Direcția pentru Agricultura Județului Giurgiu, APIA Giurgiu, Oficiul Județean de Finanțare a Investițiilor Rurale, dacă le luăm așa, cred că am spus vreo 5 până acum. Cred că ar trebui Ministerul Agriculturii să implice mai mult, să trimită acești oameni, pentru că sunt specialiști cu adevărat, să meargă și să stea de vorbă cu oamenii, să, și în special cu tinerii, să le spună, pentru că mulți sunt speriați de ceea ce văd la televizor, de ce aud la televizor, sau mai rău, încape pe mâna unui consultant care îi cere banii de la început sau cine știe ce condiții îi pune și atunci renunță. Noi în Comisia de Agricultură, pentru că tot ați pomenit că sunt Comisia de Agricultură, acolo chiar nu se face politică, adică se face politică agrară. Chiar dacă de multe ori stăm pe un proiect de lege ore întregi de vorbă, până nu se cade la un comun acord și până nu spune fiecare părerea sau atunci când cineva are o părere mai pertinentă, este mai pe obiect. Corect. Pentru că acolo sunt oameni și din agricultură, și din zootehnie, și din producție, și sigur, din... Deci, mare parte din ei au legătură cu... Adică au avut și au legătură cu agricultura. În niciun caz nu este în agricultură niciun medic ginecolog. Nu că am avea ceva cu Doamne ferește, dar țin minte că am avut cândva reprezentant DAS al Ministerului Agriculturii, medic ginecolog. N-am nimic, mă repet, cu această meserie, dar putea în Ministerul Sănătății să-și facă sigur, mult mai bine meseria lui să-și... Da. Deci chiar am avut discuția asta referitor la informarea în zonele rurale, pentru că nu toată lumea din zona rurală are acces la internet. Chiar dacă vrem noi să spunem că suntem la nivelul 2014, nu suntem. În foarte multe sate, oamenii nici nu știu de internet. Și atunci am venit cu o propunere. Ministrul era acolo în comisie și a fost de acord cu această propunere, dar iarăși revin neapărând normele, nefiind ceva foarte clar. Acum tot văd peste tot că din februarie 2015 vor apare primele norme referitoare la programele pe PNDR. Sunt 15 programe. Bun. Să se facă, așa zis, caravane județene, caravane rurale și, cum ați pomenit și dumneavoastră, din fiecare instituție care are parte în acest proiect sau care contribuie să-și îndeplinească un om acest obiectiv, să facă parte din acea caravană și să meargă în fiecare comună, mai ales că noi nu suntem așa o comunitate foarte mare, suntem un județ mic, dacă spui mintea în
Într-o săptămână ai terminat-o județul. Ca să nu mai vorbim de statele unde nu există tineri, pentru că nu o să se ducă acolo unde marea majoritate au peste 70 de ani să le spună de programe și proiecte. Că părinții mei, scuzați-mă, au peste 70 de ani. Nu îi mai interesează, chiar dacă ar vrea. Au problemele lor de sănătate, de bătrânețe, de altceva. Ei își doresc, într-adevăr, să vină cineva să facă. Chiar întreabă de multe ori, dar tineri nu mai vin și la aici, la noi, la țară, să mai lucreze, să mai facă ceva. Iarăși revenim, nu mai are nici tineri să muncească pământul la țară. Așa cum a spus și dumneavoastră, sunt case, una locuită și 5-6 sunt libere. Deja nu mai are cine să locuiască. Noi trebuie să atragem tineret, să găsim o formă sau alta, să meargă în zona rurală, în mediul rural. E și mai sănătos, dacă vreți. Adică, dacă nu găsim asemenea soluții, pierdem și acest trend. Pentru că sunteți membru al Comisiei pentru Agricultură de la Camera Deputaților, eu mă tot gândeam de mult, apropo de cei care sunt stabiliți acolo, și aici mă refer la tineri și oameni care până la urmă pot să muncească, sunt dornici să muncească și au dragoste față de pământ. Mă gândesc la terenurile care sunt ale statului, care sunt agenția domeniului statului. Ce s-ar întâmpla dacă am fi dat la tineri care au calificarea necesară, care au familie acolo sau doresc să se stabilească în mediul rural, să-și facă o casă, să-și întemeze o familie, ce s-ar fi întâmplat dacă le dădeam câte 20-30 de hectare de teren în concesiune, să putem să-i trimitem la o bancă să fie ajutați ca ei să rămână acolo, pe lângă ei să mai lucreze și alți câțiva din alți oameni din comună, sau să diversificăm activitatea agricolă. Deci, de fapt, activitățile non-agricole în comună trebuie iarăși dezvoltate. Nu știu, poate vreodată, discutând, poate că reușiți să ridicați și această problemă, pentru că aceste terenuri ale ADS-ului nu am nimic cu cei care le-au concesionat. Ei le-au concesionat conform legii. Știți foarte bine, da, că aceste terenuri au fost în ghilimele de rigoare conform legii, pentru că știm și noi și am văzut la televizor atâtea lucruri, nu neapărat că eu vreodată am cerut teren de la... Da. Dar am văzut cum se luau zeci de mii de hectare pe licitații, tot felul de trucaje și tot felul de... De fapt, chiar din 90 s-a pus mâna pe ele, cine a știut de acele terenuri, pentru că toată lumea a avut acces să știe care sunt terenurile statului, care sunt privat, care sunt în extravilan, intravilan și tot așa. Deci cei care au avut informația, pentru că până la urmă, dacă ai informația, deții aproape controlul. Da, din păcate, uitați-vă și dumneavoastră că nu s-a gândit nimeni. Probabil că au fost și asemenea gândiri, dar majoritatea a învins. Adică probabil că au fost alte interese mai mari, mai de grupuri, mai altfel și nu s-a pus problema așa. Iarăși revin acum. Am văzut că poți de la 50 de ani să pornești pe un proiect european. Adică dacă faci dovada că acolo unde locuiești, un tânăr deține 50 de ari și vrea să facă ceva, sunt tot felul de culturi. Cum sunt plantele medicinale. La noi în zonă nu sunt cunoscute. Vedeți că la noi în sud aici s-a mers pe cultura mare tot timpul și când era Ceaușescu, toate terenurile erau cultivate, grâu, porumb, floarea soarelui, orz, știți mai bine dumneavoastră. Da. Da. Nu s-au mers și pe alt fel de culturi. Pe când mergi mai în sus, în Arad, în Deva, în alte localități mai mari sau mai dezvoltate, mai auzi și de altfel de plantații. Cartoful, de exemplu, acum am văzut de câteva zile cartoful mov. Da, un cartof care zice că conține mai puțin amidon, mai multe substanțe, nu știu de care, să nu spun cine știe ce bazaconie eu acum, dar plantele medicinale care au o mare căutare. Mușețel, mentă, gălbenele, tot felul de alte de plante medicinale care pot fi plantate pe o suprafață mult mai mică, dar care pot aduce un beneficiu real destul de mare. Credeți că județul nostru a fost promovat așa cum ar fi trebuit să fie promovat? Deși, repet, este un județ sărac, dacă ne referim la veniturile oamenilor și la nivelul de trai al oamenilor, putem spune că este un județ sărac. Foarte sărac. Dar, în realitate, datorită bogăției pământului care o are acest județ, este un județ, să spun eu, un județ bogat. Mie face impresia că, deși suntem la o aruncătură de băți de București, cred că am fost neglijați
de cele mai multe ori de cei care au condus destinele acestei țări. Sau, poate așa cum spuneam mai devreme, oamenii politici care s-au perindat în decursul timpului în acest județ, spunea și dumneavoastră, nu și-au dat mâna pentru interesul major al acestui județ și al oamenilor. Așa este, aveți perfectă dreptate. Cred că trebuie să sărim această barieră și să trecem la alte culturi care au piață de desfacere, unde poți să obții un preț bun și unde ai un contract bun. Aș vrea să revenim, doamna deputat, dacă toți suntem pe tărâmul ăsta al agriculturii, este un, așa, un prim subiect al emisiunii noastre, știu că sunteți inițiatorul și susținătorul legii zootehniei. Din păcate, România în acest moment nu se mai poate mândri ca fiind o țară cu un potențial zootehnic extraordinar, așa cum l-am avut până în 1989. Și mi-aș permite să vă dau un exemplu ca să înțeleagă și telespectatorii. Dacă în 1989 aveam aproape 10 milioane de bovine, trebuie să aflăm cu toții că astăzi, la nivelul țării, avem sub 1 milion de bovine. Zootehnia îmi face impresia că a fost abandonată și cred că de multe ori a fost abandonată cu un scop ca să aducem produse, să luăm carne din afară și să-i omorâm pe ai noștri. Și încă ceva, doamna deputat, știți foarte bine, 75% din mâncarea care se găsește în galantarele magazinelor noastre este adusă de afară. Este de neînțeles, este inadmisibil cum o țară, cum poate este cel mai bun pământ din Uniunea Europeană, cum reușim, cu ghilimele de rigoare, să importăm atâta mâncare când noi am putea să producem mâncare pentru dublu sau triplu numărul de locuitori care îl are România. V-aș ruga să ne spuneți câte ceva despre această lege a zootehniei și ce ați intenționat cu ea. Da, sunt și eu co-inițiator la această lege. Cum am mai spus, noi în comisie colaborăm foarte bine, indiferent de la ce partide suntem. Și avem acolo oameni din zootehnie, avem și medici veterinari, avem și ingineri zootehniști, avem oameni care au condus IAS-uri sau, cum se spune, de zootehnie. Institute de cercetare în domeniul zootehniei. Deci sunt foarte mulți specialiști pe domeniu, în primul rând. Deci eu sunt co-inițiator. Într-adevăr, legea zootehniei trebuie modificată de la A la Z. Pentru că sunt foarte multe schimbări în legislație fără să fie revizuită cap-coadă. Adică am intrat în Comunitatea Europeană, ei ne-au impus anumite norme, noi le-am acceptat așa cum au fost, chiar dacă se bat cap în cap cu unele ale noastre. Și v-aș da exemplu aici, a fost militat la Uniunea Europeană și s-a obținut acolo ca mielul să fie produsul tradițional, adică să fie sacrificat, așa cum știm noi românii, la fiecare Paște, să fie sacrificat, pentru că este, așa zis, un obicei al românilor, este o tradiție. Corect. Dar porcul, deci Crăciunul, pentru că la noi toți românii, fiind marea majoritate fiind ortodoxi, sărbătorim Crăciunul în decembrie, ca tot omul, știm că de Crăciun trebuie să tăiem porcul sau, mă rog, să pregătim carne de porc. Și atunci noi revenim cei crescuți la țară, știm foarte bine că în fiecare gospodărie omul avea acolo un porc pe care și-l tăia. E, asta n-a fost obținută la Uniunea Europeană. Adică era un drept al nostru până la urmă. Măi, dacă noi românii asta facem de ani de zile, este o tradiție la noi să se taie porcul, de ce nu ne dai tu voie acum să ne tăiem porcul în curte și îmi spui să faci asomare, să îl duci la abator, să iei... Da, sunt de acord că nu trebuie să iei carne pe marginea drumului, dar oferă-i condiții crescătorului de animale să-și taie porcul în condiții sanitare, așa cum impui tu în Europeană, dar asta nu înseamnă că dacă tu ai un abator la 200 de kilometri de toporul, să te duci cu porcul în brațe, să tai porcul și după aia te duci cu el acasă să-l vinzi. Deci nu e posibil așa ceva. Deci oferă întâi condiții și după aia cere. Asta. Și multe, multe lucruri care trebuie schimbate. Apropo de ce spunea și noastră că nu mai există zootehnie. Și eu mă uitam pe niște statistici și vedeam că, de exemplu, în județul Giurgiu, bovine, aveam undeva la 9.000 de capete, nu la stat, numai în sistemul particular, adică în gospodării și probabil ori mai fi 2-3 unități unde crește 100-200 de bovine, la stat niciun fel de cap de bovină. Și suntem
penultimii pe listă, după noi știți cine urmează? Bucureștiul. E normal ca în București să nu fie bovine, că doar nu o să crească ăia din București, locuitorii București, o să crească porci sau, pardon, o să crească vaci la scara blocului. Doamna deputată, chiar mă gândeam să încheiem acest prim tronson cu agricultura, dar mai am în minte încă ceva. Și tot la Comisia de Agricultură s-a dezbătut și după aceea a intrat în plen legea pajiștilor. Pentru că sunt și în județul nostru nuclee de crescători de animale. Așa este. Da? Și nu mă refer numai la specia de care noi am discutat, dar vorbesc de zootehnie în ansamblu. Oamenii ăștia cresc animale, dar nu au teren. Știu și asta. Vor să facă treabă și nu au cu ce. Au mers la autoritățile locale și nu generalizez, pentru că au fost și primari. Știu, care exact, au înțeles care și au ajutat. Care își cunosc producătorii, care își cunosc crescătorii. Dar au fost și situații în care acești oameni au mers la autoritățile locale și li s-a întors spatele. Știu că noua lege a pajiștilor prevede în mod obligatoriu ca aceste terenuri să fie distribuite, alocate pe bază de contact cu prioritate celor care sunt crescători animale. Da, pentru că până acum, din păcate, la mai multe primării și nu neapărat numai din județul Giurgiu, acum mergem pe toată țara, au fost și, așa să zic, invenții ale primarilor, l-au scos la licitație sau cum au hotărât ei acolo în Consiliul Local și a venit cineva și a zis care dă mai mult. Nu contează că cel care a venit și dă mai mult n-avea niciun cap de animal și producea, să spunem, cu totuși cu pier, nu știu, ceva, producea fierbeton, să zic, sau știu ce altceva, dar era cel care închiriase toată pajiștea și la rândul lui o dătea cui vroia sau o exploata cum vroia. În unele locuri chiar producția agricolă făcea după ea. Vreau să vă spun, din păcate, că și în județul Giurgiu au fost și puține asemenea exemple. Sunt, pentru că știu, la oamenii vin la cabinet și îmi spun tot felul de lucruri. Și uitați, aici aș face o paranteză și îmi expun eu o problemă personală, dacă, o problemă, nu personală, o problemă de lucru. Sunt foarte reticenți cei de la din administrația locală, cei din instituții, dacă oamenii vin la mine și se plâng. Și ei știu că acolo, chiar dacă se duc și bat la ușii închise, pentru că nu-i bagă nimeni în seamă, numai dacă au o problemă specială de dus, altfel nu-i bagă în seamă, și atunci eu intervin și spun, lăsați că mă interesez, vă aflu. Chiar zilele trecute au fost foarte multe persoane care mi s-au adresat la cabinetul parlamentar din județ să întrebe când se dau ajutoarele sociale în județ. Dom'le, atâta reticență din partea prefecturii, atâtea întrebări, dar de ce, ce faceți cu ele? Dar ce vă interesează? Dar ce trebuie să știți? Dar ce? Ne sunt acte oficiale. Până la urmă, tu, cel care lucrezi la stat, înseamnă că ești în subordinea statului. Da, statul înseamnă noi, toți. Correct. Da? Și n-a venit nimeni să-și ceară să faci ceva pentru el, n-a venit să te mituiască sau să-și ceară mită. Pur și simplu ți-a cerut un document sau o informație oficială care poți să o dai oricând. Da, deputat, vom vorbi un pic și despre învățământul din județul Giurgiu, vom vorbi și despre administrație, dar după o scurtă pauză publicitară. Urmăriți emisiunea Sport Arena numai la TV Giurgiu. Drăgulin, în fiecare luni, de la orele 21, întrebări și răspunsuri, în direct, la Audiența. Audiența, numai la TV Giurgiu, de încredere. Se aud câini în Giurgiu, dar nu mai umblă cu covrigi în coadă. Suntem mândri de asta? Eu vă propun să privim Giurgiul și giurgiuvenii cu alți ochi. Giurgiu, înainte de toate. O emisiune moderată de Gelu Brebenel. În fiecare joi, de la ora 19:30. Dacă ești giurgiuvean, pune Giurgiul înainte de toate. Giurgiu.
Dragi telespectatori, vă invit în fiecare joi de la ora 16 să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Vor fi mai multe teme, având ca subiect educația școlară, educația sportivă, educația sanitară, educația juridică, educația spirituală, o emisiune ce se adresează exclusiv copiilor. Vă invităm să ne urmăriți numai la TV Giurgiu. Sunt Silvana Râciu și vă invit să urmăriți în fiecare seară de miercuri de la orele 19:30 la TV Giurgiu, emisiunea La Porțile Dorului, moderată de prietenul meu, Ilie Clement. Doar aici puteți urmări artiștii dumneavoastră preferați. Doamna deputat, așa cum spuneam puțin mai devreme, vom discuta atât timp cât ne mai permite emisiunea noastră despre învățământul din mediul rural. Am văzut cu toții, avem unele cifre statistice care ne indică un abandon școlar ridicat, copii care nu merg la școală, copii care nu au rechizite, care nu au haine ca să meargă la școală. Ce putem să facem ca acești copii care reprezintă viitorul acestei țări, ce putem să facem pentru ei, ce putem să facem pentru dascălii din școlile noastre, pentru că au condiții, eu spun, în multe locuri sunt condiții improprii pentru desfășurarea învățământului. Sunt salarii mici în învățământ și de multe ori aceste locuri în mediul rural, aceste posturi nu sunt atractive, pentru că un salariu de 8 milioane sau 10 milioane mi se pare foarte puțin să mai faci și naveta sau să ai o gazdă acolo în localitate. Ce putem să facem pentru copii ca să-i ajutăm să meargă la școală? Din păcate, este o problemă destul de strigentă și grea pentru noi și pentru generațiile care urmează după noi, cu toate că învățământul este gratuit și garantat. Da? Din păcate, niciuna în cealaltă nu este adevărată, adică asta e doar acolo, da, e gratuit și garantat până la clasa 10-a sau câte clase sunt obligatorii. Da, este destul de greu. Eu am făcut și interpelări și destule declarații politice pe tema asta și să știți că nu le fac întâmplător, le fac după ce am multe discuții cu oamenii, cu locuitorii de aici din Giurgiu, din comunitățile din Giurgiu. Văd exact ce se întâmplă acolo, văd că sunt oameni, văd că sunt dascăli dedicați care vor și din toată inima lor și din toți banii ăia. Din contră, credeți-mă că sunt învățători, sunt profesori care din bănuțul lor își mai cumpără material didactic să meargă în clasă cu el, să nu le mai prezinte elevilor ceva. Nu este normal lucrul ăsta. Știți bine că la începutul anului elevii de clasa a doua nu au avut manuale pentru că a fost nu știu ce licitație contestată și câteva luni de zile s-a stat începuse școala și copiii nu aveau manuale. Adică sunt lucruri destul de grave care se întâmplă atât timp cât noi nu ne axăm pe sănătate și pe învățământ, ceea ce este cel mai de foc, cel mai arzinte domeniu, sănătatea și cele mai arzinte domenii, clar că nu facem lucruri bune. Nu vreau să mai dau în clasa politică, pentru că, din păcate, și eu fac parte din ea, chiar dacă nu sunt la guvernare, nu fac parte dintr-un partid care să fie la guvernare și poate chiar dacă eram acolo, n-aveam prea multe de făcut, pentru că eu cunosc oameni politici care sunt la guvernare, așa zis, fac parte din partidul de guvernământ, dar n-au niciun cuvânt de spus, nu au o putere, pentru că, din păcate, cei din guvern sunt cei care hotărăsc. Păi și guvernul ăsta, și îmi pare rău să spun că am fost foarte dezamăgită de tot ce au făcut, de foarte multe lucruri pe care și le-au propus și care au fost promise în campania electorală din 2012, dar n-au reușit să le facă sau, efectiv, au uitat de acele promisiuni. Păi uitați ce fac oamenii politici de care am mai vorbit în această emisiune, apropo de învățământ. Nu numai cei de astăzi, cei care au fost ieri, da, cei care vor fi mâine.
Vi se pare normal această schimbare, această vânzoleală? De, ne întrebăm de ce e atât de slab calitatea învățământului, nu numai în județul, în satele din județul Giurgiu, dar aproape în toată țara asta. Dar vorbim de județul Giurgiu și de satul Giurgiuvean. Și se pare normal ca toți directorii de școli, în primul rând, ei sunt cei vizați, să fie schimbați pe criterii politice. Toate conducerile inspectoratelor de învățământ să fie schimbate pe criterii politice. Îți este teamă ca dascăl să mai mergi la un concurs dacă ești bine pregătit profesional? Îți este teamă pentru că dacă nu faci parte dintr-un anumit partid politic, eu nu mă refer astăzi, mă refer dintotdeauna. Dacă nu faci parte dintr-un partid politic, nu accezi acolo unde, unde de fapt tu ai tot dreptul și ești meritoriu ca să ajungi. Când crezi, și este valabil nu numai pentru învățământ, este valabil și pentru alte, alte domenii de activitate. Când vom înțelege că trebuie să promovăm calitatea în defavoarea cantității? Din păcate este un lucru destul de greu de aplicat. Eu am toată speranța și încrederea că lucrurile se vor schimba, pentru că în sfârșit ați văzut și dumneavoastră și cred că a observat toată lumea, a plecat Băsescu de la guvernare, s-au mai liniștit lucrurile, parcă nu mai ies așa cu gura mare și cu trâmbița la televizor, nici unul, nici altul, nici cei din guvern, nici cei de la prezidențiale, de la președinte, nici consilierii președintelui, nici președintele să mai spună decât să, să se azmută unul împotriva altuia. Eu cred că lucrurile o să se schimbe un pic. Adică văd că actualul președinte are cu totul și cu totul altă gândire și vrea să, să aducă și clasa politică, dacă vreți, la un alt nivel și domeniile despre care am vorbit la fel. Mai ales că vine din învățământ. Na, deci am mare speranță că va pune accent pe, pe lucrul ăsta, fiind el la rândul lui cadru didactic, profesor, da. Din păcate, asta este adevărul și dacă v-am zis, cunoașteți din activitatea mea, una din declarațiile politice care s-a erau și practic și o întrebare adresată ministrului, ce se întâmplă cu tinerii ăștia care termină o școală și care statul investește în ei? Atât cât investește, că am vorbit. Clar că nu se investește suficient și poate că tocmai de an se investește, că nu are nimic de a face cu treaba asta. De ce după 12 ani de liceu îl dai în șomaj? Deci îl pregătești, îl ții la școală 12 ani și după aia, numai anul trecut, am văzut în vară, când a terminat o serie de liceeni, 2500 de șomeri dintr-o dată înscriși la forțele de muncă. Pentru asta pregătim șomeri? Da, ați avut, și îmi pare rău că nu mai avem timp să discutăm, ați avut în Parlament un lucru care mie mi-a plăcut și nu, să nu luați că este o laudă sau cei care ne văd, o interpelare se numea foarte sugestiv drama tinerilor absolvenți, pentru că acești oameni, acești tineri, acești copii până la urmă trăiesc o mare dramă. Învață foarte bine sau învață, sunt absolvenți de liceu și nu își mai găsesc un loc de muncă. Mă întreb de ce nu sunt ajutate firmele, societățile ca să încadreze acești tineri, statul să intervine să ajute aceste societăți și nu știu, găsit o formă, o modalitate, nu, decât trebuie să dăm aceste ajutoare sociale cui trebuie și cui nu trebuie, poate că ar trebui ca acești tineri să fie integrați direct în societățile noastre. Sunt foarte multe discutate pe domeniul ăsta, adică este... Da, deputat, pentru că timpul este foarte scurt. Vreau să vă întreb un lucru care ține de administrație și un lucru care frământă administrație și nu numai administrația, întreaga populație a României. Se vorbește în ultima vreme sau în ultimii ani de zile tot mai insistent despre noua reîmpărțire administrativ-teritorială a României. V-aș și ruga să ne spuneți, din punctul dumneavoastră de vedere, ca om politic, parlamentar și ca cetățean al acestui județ, dacă această reorganizare administrativ-teritorială de care se vorbește acum ar avantaja sau ar dezavantaja județul nostru, dacă este benefică pentru țară sau nu este benefică? Atunci când această reorganizare a fost pusă pe tablou, să spun așa, pe tapet,
toată lumea spunea, nu, este impusă de Uniunea Europeană, pentru că numai așa or să vină banii, pentru că așa ne impune, pentru că așa trebuie, pentru că Uniunea Europeană. Ei, acea organizare n-a reușit în urmă să fie pusă, a fost respinsă în Parlament după ce premierul și cei din guvern au venit la fiecare grup parlamentar și au consultat cu ele. Nu mi se părea oportun la momentul ăla. Noi suntem prea sărași ca să mai facem acum reîmpărțiri și redistribuiri. Ar trebui probabil întâi să ne preocupe, cum am zis, învățământul, sănătatea, agricultura, să meargă, să pornească motoarele, să se simtă ceva și apoi poate să facă cum vor ei. Uniunea Europeană să ne impună doar atunci după ce ne dă, după ce ne ajută. Nu întâi să ne scuture de tot. Adică mie mi s-ar părea groaznic ca omul ăla de la Toporu, sau cum tot am pomenit Toporu și Răsuceni, să-l trimis la Prahova, că acolo este unitatea administrativă teritorială, regională, să-și facă eu știu ce mare document sau cine știe ce document. Deci, nu mi se pare normal. Nu. Și da, nici oportun la momentul ăsta. Am înțeles. Dacă m-ați întrebat și pe mine și poate că am dreptul sau nu am dreptul în această emisiune, dar vorbesc acum ca cetățean al județului și eu spun că nu este oportun ca această reorganizare să fie făcută acum. Părerea mea că încă n-am reușit să dezvoltăm armonios, cum se spune, exact, România în toate zonele, iar inclusiv dacă județul Giurgiu acum nu reușim să-l dezvoltăm armonios în toate zonele județului, ce vom face când acest județ va fi integrat pierde, în... Pur și simplu vom pierde într-o mare de... Deja unele unități administrative județene au dispărut de pe raza județului nostru și au fost transferate, ba la Alexandria, ba la Ploiești, ceea ce mi se pare o mare nedreptate. Eu cred că județul Giurgiu va ieși total dezavantajat. Părerea mea că nu este momentul acum, poate, nu știu, peste alți ani. Bine este să avem grijă de oamenii ăștia care locuiesc și trăiesc în acest județ. Bine este să avem funcționarea statului pe care să-i plătim bine, în așa fel încât ei să-și facă datoria și să fie pentru oameni și în folosul oamenilor. Doamna deputat, o ultimă întrebare, un gând pentru 2015. În primul rând, să fim sănătoși cu toții. Asta este cel mai mare gând și ceea ce trebuie să o gândim. Și multă speranță. Adică eu am intrat în anul ăsta cu multă speranță și sper din tot sufletul să se schimbe ceva, pentru că și eu aștept de ani de zile și am îmbătrânit tot așteptând. Adică am intrat după Revoluție tânăr, să spun așa, și tot aștept, au trecut 24 de ani. Dar anul ăsta eu sper din tot sufletul să se schimbe lucrurile, să se schimbe în bine și într-adevăr să simțim cu toții că țara merge spre bine. Asta ne dorim până la urmă cu toții. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, iar telespectatorii noștri au înțeles că speranța nu ne ia nimeni. Dacă am reușit să rezistăm până acum și dacă cel care păstorește acest univers, are fața îndreptată către acest teritoriu care se numește România, fiți sigur că până la urmă vom izbuti cu toții. Emisiunea noastră a luat sfârșit și vă rog să nu uitați ce spunea poetul, că veșnicia s-a născut la sat. La revedere! La revedere!